Bun găsit la Breaking Fake News, sunt Marian Voicu. Suntem pe primele locuri în Europa, alături de bulgari și albanezi, în ceea ce privește credința în teoria ale conspirației. Credem că am fost contemporani cu dinozaurii, că virusurile sunt produse în laboratoare secrete, iar leacul pentru cancer există, dar e ascuns de ocultă. Teoriile conspirației se aud și în Parlamentul României. Un deputat a afirmat că certificatul verde copiază practicile naziste și că introduce eugenia. Nu este de mirare că știrea falsă privind scufundarea Europei în întuneric din cauza unei pene de curent a prins cel mai bine aici, în România. Iată sumarul ediției. Certificatul verde copiază practicile naziste privind atestarea originii ariene. Afirmația a fost făcută de un deputat al minorităților naționale în Parlamentul României. Pentru acesta, documentul european nu face altceva decât să aplice și să introducă eugenia. Tatiana Țarfulea demontează această teorie a conspirației. Adolf Hitler a introdus așa binecunoscutul Der Ahnenpass, prin care deținătorul trebuia să dovedească că este de origine ariană. Acest certificat digital care se introduce nu face altceva decât să copie și să aducă exact aceleași practici pe care în trecut cineva le-a făcut. Toți cei care vor folosi acest pașaport, nu vor face altceva decât să aplice și să introducă practica eugenică, care este interzisă de către Cartea Europeană a Drepturilor Omului. Drept urmare, înainte să votați așa ceva, să vă mai gândiți. Vă mulțumesc! Afirmațiile pe care tocmai le-ați urmărit au fost făcute de la tribuna Parlamentului de către domnul grosaru Andy Gabriel, deputatul minorităților naționale, în cadrul dezbaterilor referitoare la propunerea legislativă care introduce obligativitatea certificatului de vaccinare la locul de muncă, așa numitul certificat verde. Ele au fost imediat preluate de către site-urile care propagă teorii antivacciniste și conspiraționiste. Domnul grosaru compară două lucruri total diferite. Certificatul de origine ariană pe care îl invocă a fost un document în perioada nazismului care se referea la rasa unei persoane, respectiv la rasa ariană, promovată ca fiind superioară tuturor celorlalte rase. Certificatul de vaccinare sau certificatul verde este un document medical care are legătură cu situația medicală a unei persoane, indiferent de rasă, religie sau naționalitate. De altfel, și în momentul de față, populația întregii planete deține certificate medicale de diverse tipuri care atestă vaccinări împotriva unor boli, odinioară și ele pandemice, de tipul poliomielitei, tuberculozei, variolei, oreionului, rujeolei, rubeolei. De asemenea, există unele destinații turistice pentru care, în măsura în care dorești să le vizitezi, ești obligat să faci dovada efectuării anumitor vaccinuri. De exemplu, vaccinul împotriva malariei dacă mergi în America de Sud, vaccinul împotriva febrei galbene dacă vizitezi zona Africii de Sud sau vaccinul împotriva febrei tifoide dacă vrei să ajungi în Asia de Sud-Est. Apoi, în mod intenționat, susține că toți cei care vor folosi acest pașaport, PAS, nu vor face altceva decât să aplice și să introducă practica eugenică. Dintr-o dată aduce în discuție o teorie despre care mulți dintre cei care îi urmăresc prin intermediul presei discursul nu au cunoștință, practica eugenică. Conform definiției din Dex, eugenia este o teorie care vizează ameliorarea populațiilor umane prin manipulări genetice, alegerea părinților, sterilizarea, interzicerea procreării, folosită de rasiști și fasciști. Termenul a fost inventat de Francis Galton în 1883.
Pe înțelesul tuturor, politica de eugenie folosită de anumite țări la începutul secolului 20 încuraja doar anumite persoane considerate a fi deosebit de potrivite genetic să se înmulțească, în timp ce persoanelor considerate improprii să aibă copii, persoane cu dizabilități mentale și fizice, criminali, persoane cu un IQ mic sau alte grupuri minoritare defavorizate, li se interzicea căsătoria sau erau sterilizate forțat. Ca atare, practica eugenică a fost încurajată la începutul secolului 20 într-un mod abuziv, nu doar de către naziști, ci și de către rasiștii de pe întreg mapamondul. Să revenim la afirmațiile domnului deputat Grosaru. Toți cei care vor folosi acest pașaport, nu vor face altceva decât să aplice și să introducă practica eugenică. Deci toți cei care vor folosi acest pașaport, adică toți cei vaccinați, vor aplica și introduce practica eugenică. Domnul Grosaru face o similitudine între vaccinul COVID-19 și practica eugenică, transmițând subliminal mesajul că vaccinul COVID reprezintă o manipulare genetică, iar cei care se vaccinează nu doar că sunt de acord cu această practică, ci o și aplică. Adică prin vaccin cineva, dar nu știm cine, ne modifică ADN-ul, creând astfel o rasă superioară genetic. Teorie complet falsă. Dacă presupunem că acest vaccin ne va modifica genetic, înseamnă că toate vaccinurile de până acum, vaccinuri care n-au scăpat de epidemii și pe care le-am enumerat puțin mai devreme, ne-au modificat genetic. Continuând raționamentul domnului Grosaru, înseamnă că toți cei care am fost injectați cu vaccinurile copilăriei practicăm eugenia. Bine, dar stai așa, parcă eugenia trebuia să fie ceva malefic, nu? Ori datorită tuturor tipurilor de vaccinuri, omenirea a scăpat de poliomielită, tuberculoză, varicelă, variolă și lista poate continua. Speranța medie de viață a crescut continuu în ultimul secol de la 50 la 80 de ani, iar în 1900 eram 1,5 miliarde de oameni, iar acum suntem aproape 8 miliarde pe Terra. Deci cum stăm? E de bine sau e de rău? Domnul Grosaru, la fel ca doamna Șoșoacă, folosește aceleași tehnici de manipulare, cum ar fi, de exemplu, apelul la autoritate și apelul la emoție. Prin așa numitele discursuri politice de la tribuna Parlamentului, la fel ca doamna Șoșoacă, utilizând abuziv statutul de deputat, induce cu bună știință ideea. Ce vă spun eu este adevărat. Doar sunt deputat în Parlamentul României. În același discurs, domnul deputat apelează la emoția stârnită de ororile nazismului și prin această tehnică des întâlnită afectează simțul critic al celui care îl urmărește, blocându-i astfel analiza rațională. Românii, bulgarii și albanezii sunt pe primele locuri în Europa în ceea ce privește credința în teorii ale conspirației. Credem că am fost contemporani cu dinozaurii, că virusurile sunt produse de laboratoarele guvernelor, că schimbările climatice sunt o ficțiune, iar lacul pentru cancer există, dar e ascuns de ocultă. Zaiafet și Geminski ne prezintă concluziile Eurobarometrului pe această temă. Cetățeni! Oculta mondială nu se odihnește niciodată. Hai să vedem cu ce ne-a mai întunecat mințile de data asta. Unul dintre instrumentele ei favorite, Uniunea Europeană, entitatea aia care ne bagă pe gât globalisme soroșiste, e adevărat la pachet cu ceva civilizație și miliarde de euro anual, a scos din joben un așa zis eurobarometru. Eurobarometrul ăsta arată opiniile oamenilor care locuiesc prin statele UE despre diverse subiecte. Spre exemplu, care e curbura corectă a unei castravete? Sau câte operații estetice are la activ Loredana Groza? De data asta a fost însă vorba de ceva mult mai banal. Cunoștințele și atitudinile oamenilor legate de știință și tehnologie. Ca aproape de fiecare dată când e vorba de clasamente din astea în care ne comparăm cu ceilalți oameni de la masa asta relativ civilizată care poartă numele de UE, le dăm rușine tuturor când e vorba de atitudini și răspunsuri extravagante. Românii și bulgarii sunt cumva ca unchiul ăla care vine la masa de Paște și Crăciun și pe care îl ascultă din complezență lumea explicând cum eram noi o putere mondială și ne-au sabotat scârbele de americani. Am picat foarte bine pe subiect și asta se vede clar din răspunsuri. Au fost 11 întrebări de cultură generală, faza pe știință, pe care oculta le-a pus europenilor. Hai să o luăm cătinel sau, ca să cităm din clasici, pas cu pas și să vedem cum s-a răspuns. Să începem în forță cu o întrebare teribil de dificilă, mai ales pentru fanii Jurassic Park.
La întrebarea dacă următoarea afirmație e adevărată sau falsă, primii oameni au trăit în același timp cu dinozaurii, 34% dintre românii chestionați spun că este adevărat, în timp ce 45% spun că nu e adevărat, iar 21% răspund că nu știu. Sigur, ai putea spune că e un semn că o treime dintre români nu prea au nicio idee pe ce planetă trăiesc și ce se întâmplă în irealitatea înconjurătoare. Dar asta ar fi un răutăcis gratuit. Orice om cu scaun la cap știe că dinozaurii nu doar că au fost contemporani cu primii oameni, Adam, Eva și Ion Iliescu, care cei drept a eclozat destul de greu, ci sunt printre noi oameni buni. Și nu doar că sunt printre noi, dar ascultă cu mare plăcere și dansează pe muzică populară. Hai, vă rog și bine, petreceți cu mine și în fără mare jucați ficare. Jumătatea aia de populație care nu se uită la Etnobotanice TV nici nu știe ce pierde și rămâne în bezna propriei necunoașteri, refuzând să accepte dinozaurul din încăpere. Te-am informat. Dar stai, apropo de alte adevăruri adânc ascunse, știați că antibioticele omoară nu doar bacteriile, ci și virusurile? Nici noi, dar 63% dintre români au ținut să ne contrazică, răspunzând cu un da apăsat la această întrebare. Ce atâta pesimism pe voi? Sigur, știința zice fix opusul, dar au încercat oamenii ăia în halate dubios de albe să combine antibioticul cu spirit Mona? Sau măcar jumătate de litru de vodcă, dacă spiritul nu e la îndemână? Vă spun eu, n-au făcut-o. Și atunci e clar că întrebarea e tendențios pusă, pentru că e incomplet formulată. Dacă ar fi procedat corect, oamenii de știință nu doar că nu ar fi pus întrebări capcană, dar ar fi aflat și ei, în sfârșit, un lucru util. În combinația potrivită, cu destul alcool la bord, antibioticele omoară tot, inclusiv ultimii neuroni rătăciți prin creieraș, nu doar un amărât de virus. Cu convingerea asta în cap despre antibiotice, nu ne va mai mira că 53% dintre români sunt ferm convinși că afirmația virusurile au fost produse în laboratoarele guvernamentale pentru a ne controla libertatea este adevărată. 31% sunt încă spălați pe creier de ocultă sau poate încă mai primesc acea plată lunară de la Soros ca să susțină contrariu. Hai să fim serioși, prieteni, avem tratamentul la îndemână. E vorba de antibiotice, oameni buni. Ideal combinate cu alcool din abundență. E atât de simplu. Dar autoritățile din România, mână-mână cu guvernul mondial și cu civilizațiile extraterestre reptiliene, doar am văzut că dinozaurii sunt printre noi, au un plan diabolic. Au creat în laborator un virus, pe care apoi l-au răspândit în lume, ca să folosească apoi un vaccin, pe care l-aveau ei deja pregătit, dar care de fapt nici nu e un vaccin, e experiment asupra noastră. Și în tot acest timp ne refuză accesul la tratamentul cu antibiotice, care putea omorî virusul așa de ușor. Dar nici noi nu le lăsăm așa de ușor păcăliți. Băgăm în noi antibiotice fără număr. Ce ar putea ieși nasol în toată treaba asta? Trebuie spus că și la această întrebare, ca la multe altele, suntem campioni în UE, desigur la păreri contrariene, mergând cât se poate de tare împotriva curentului și evidenței științifice. În acest caz, ca mai peste tot, îi învingem la mustață pe vecinii noștri blajini de la sud de Dunăre, bulgarii, adversarii noștri de temut în topuri UE, unde nimeni n-ar vrea să fie pe primul loc. Nu vă temeți, i-am mai bătut odată, de data asta legat de alt adevăr zguduitor. Europenii au întrebat, leacul pentru cancer există, dar e ascuns de public din interese comerciale? 46% dintre compatrioții noștri s-au uitat lung la omul care punea întrebarea și i-au răspuns cu destul sictir, cum, nu știați? Imediat după aia au început să explice cum Einstein i-a furat lui Eminescu teoria relativității, iar oculta mondială, inevitabil majoritar evrească, l-a omorât pe poetul nostru național, încercând mai întâi cu frecții cu Mercur, dar rezolvând situația cu o cărămidă dată direct în cap. Întrebați fiind care e totuși legătura cu întrebarea inițială, oamenii au dat ochii peste cap și au răspuns scurt. Oculta nu e moartă, oculta se transformă. Te-am informat. Dar stai! Mai este! Oamenii ăștia de la Uniunea Europeană nu s-au lăsat și au continuat cu întrebările dubioase. Una dintre ele s-a referit la acea teorie ciudată lansată de un bărbos în secolul XIX. Nu e vorba de socialism, ci de evoluție. Scârbavnica întrebare era dacă oamenii s-au dezvoltat din alte specii anterioare de animale. S-a dus o luptă teribilă în sânul poporului român, dar în final, fatalmente, se pare că Soros a plătit prea bine de data asta și 52% dintre români au mers pe mâna evoluției. Ce e reconfortant e că avem
37% dintre compatrioți care stau pe metereze și apără adevărul până la ultima lor suflare, împotrivindu-se evidenței. Ei aplică o logică foarte sănătoasă. Doar cine crede că se trage din maimuță, chiar se trage din ea. Restul oamenilor sunt expresii ale unei entități corect și complet definite, care are o rudă îndepărtată dinozauri din civilizația reptiliană, ce dansează din când în când la Etno TV. Dacă la evoluție am trecut clasa cu greu, dar am trecut-o, la treaba cu schimbările climatice lucrurile s-au complicat cam tare. Căci da, oameni buni, oamenii răi au întrebat și despre asta. Sună cam așa. Schimbarea climatică este în principal provocată de cauze naturale, nu de activități ale omului? După ceva zbateri interioare, timp în care au consultat cei doi specialiști pe care îi cunosc, și anume Busu și Neti Sandu, 47% dintre români au zis simplu, e de la ei, domne, în timp ce 40%, probabil mari fani orbiți de farmicul lui Al Gore și Greta Thunberg, au zis că totuși e posibil să fie mâna omului în toată treaba asta. Partea bună pentru noi, locuitori în grădina Maicii Domnului, e că avem cea mai mică parte a populației din toate țările UE convinsă de ficțiunea asta, că am avea vreun rol în distrugerea planetei. În toată Europa, o singură țară ne depășește, acest veritabil las fierbinți al Europei, Albania, unde doar 22% sunt convinși de treaba asta. Acum că am trecut prin sesiunea asta chinuitoare de întrebări nocive și răspunsuri care iluminează, să vedem și rezultatele totale. Vestea bună e că suntem în top 3, vestea proastă e că suntem în top 3 la răspunsuri greșite. Ne-au luat un pic fața rivalii noștri tradiționali, bulgarii, unde 56% din populație a răspuns corect la mai puțin de 5 întrebări din 11. Noi avem un onorabil 47%, iar într-o frumoasă simetrie, campioana absolută este Albania, unde 74% nu au trecut clasa. Dacă vor intra oamenii ăștia în UE, ne vor strica superba competiție cu Bulgaria, dar avem încredere în capacitatea noastră de a face față, coborând nivelul la cel stabilit de ei. În favoarea noastră e faptul că doar 2% dintre românii noștri dragi au pus botul la adevărurile științifice ale ocultei, răspunzând corect la cel puțin 8 întrebări. Corect, desigur, conform standardelor deviante ale ocultei și ale experților lor științifici cumpărați. De data asta, doar albanezii ne dau clasă cu un frumos și rotund 0%. Fraților, privind aceste rezultate, concluzia nu poate fi decât una singură și o tragem tot noi, românii. 50% dintre noi zic că depindem mult prea mult de știință și ne pierdem credința. E vorba, desigur, în principal de credința în știință. 3/4 dintre români nu prea cred în ea. Tot noi, românii, descurcăreți și inventivi ca întotdeauna, avem și soluția. 38% dintre noi spun că deciziile despre știință și tehnologie trebuie luate bazat pe ceea ce crede majoritatea populației. Sigur, lucrurile nu stau încă așa cum ar trebui. 59% dintre indivizi, că cetățeni responsabili sigur nu sunt, zic că ar trebui în continuare să ne bazăm pe sfaturile experților. N-avem deocamdată acea masă critică, dar asta pentru că lupta cu oculta nu a fost niciodată ușoară și pentru că, după cum bine știm, sunt interese foarte mari la mijloc. Pare că dacă te uiți la rezultatele astea, singura reacție logică e să te iei cu mâinile de cap. Eu însă cred că viitorul nostru e pe mâini bune. Dacă atunci când e vorba de religie, românul mediu statistic merge pe deviza crede și nu cerceta, când ajunge la confruntarea cu știința, el scoate contrariarul din el însuși și o întoarce ca la Ploiești. Așa se ajunge la starea actuală. Cercetează și nu crede. Ștergem pe jos cu orice afirmație științifică, că doar nu ne învață ei pe noi. Și așa trecem foarte lin de la sintagma deja clasică românii trebuie să știe, tăind din beția de cuvinte, la una cu ceva mai multă acoperire în realitate. Românii știe. Te-am informat. Până data viitoare, rămâi informat. Știrile false și dezinformarea, teoriile conspirației și propaganda sunt însoțite adesea de discursul care instigă la ură. Primele semne ale radicalizării societății sunt mesajele xenofobe, rasiste, antisemite. Printre cei mai expuși sunt jurnaliștii. Astăzi discutăm cu doi ziariști români amenințați cu moartea, Emilia Șercan și Emilian Isăilă. A meritat tot acest efort al investigațiilor pe care le-ai făcut, știind că îți faci dușmani atât de puternici din poliție, din armată, din parchet, serviciile secrete, o mulțime de generali și-au pierdut titlurile de doctor. Cum supraviețuiești? Destul de bine. Multă presiune, dar cred că presiunea asta o pun mai degrabă eu pe mine, pentru că
Sunt perfecționistă și evident că sunt un jurnalist pasionat și ceea ce fac, fac din pasiune. Și mai fac, cred că, dintr-un anumit motiv, un spirit al dreptății. Atunci când m-am apucat să scriu despre tezele de doctorat plagiate, eu însă îmi terminasem o teză de doctorat pentru care am muncit foarte mult și am făcut depresie. Și gândindu-mă la experiența mea, care a fost, chiar a fost traumatizantă, am renunțat la viața personală, la viața profesională, practic 3 ani de zile nu am făcut nimic. Am avut o bursă de 6 luni în Franța, am stat acolo și mi-a fost foarte greu. Eram singură, însă de partea cealaltă erau persoanele care au obținut aceste titluri de doctor prin nemuncă, cu foarte multă ușurință și prin furt până la urmă. Pentru că plagiatul înseamnă furt, înseamnă să furi cuvintele, frazele, expresiile, ideile unei alte persoane, să ți le atribui. Apoi să primești așa, să fii încununat de, nu știu, un titlu de doctor pe care îl primești și care teoretic ar trebui să-ți certifice o competență pe care cu siguranță nu o ai. Dar într-o țară în care se fură sistematic de 30 de ani încoace, ăsta este un furt mult mai subtil, mai, pe care majoritatea românilor nu l-ar sancționa. Într-o statistică pe care o făceai, spuneai că din 1900 până în 1990 au fost cam 1500 de titluri de doctor. Din 1990 încoace, aproape 60.000? 70.000 plus. Diferența este uriașă. Uriașă. Dar care este motivul? De ce vor acești oameni să devină doctori până la urmă? Am încercat să înțeleg și eu motivația și am descoperit că, pe de-o parte, probabil sunt unii care au dorit foarte mult să se legitimeze prin anumite titluri de doctor. Sună foarte bine când spui că ești general, doctor, sau când ești chestor de poliție, doctor, sau când ești procuror, judecător, doctor. Sau, de ce nu, când ești doar un politician, un parlamentar, sau deputat, ministru, sau mai știu ce funcție ocupi. Cea mai nouă facilitate pe care am descoperit-o recent, chiar acum o săptămână, este intrarea în magistratură, în funcție de judecător sau de procuror, în baza titlului de doctor. Asta era posibil spre sfârșitul anilor 90. A fost o fereastră de 6-7 ani, din 97 și până aproape de 2004. Dacă aveai titlul de doctor, puteai să intri, fără să fi făcut INM, fără să fi făcut, știu eu, fără să ai o experiență. La începutul anilor 2000 s-a introdus tot în lege posibilitatea de a deveni general sau chestor în poliție, general în armată, chestor în poliție, în baza titlului de doctor, fără să mai treci printr-un examen care este foarte complicat. Și nu în ultimul rând banii. Banii pentru că în 2002, cred că, în Codul Muncii a fost introdusă acea prevedere ca persoanele care dețin titlul de doctor să primească un spor de 15% la salariu. Cred că în lupta împotriva imposturii ești vârful de lance. O mulțime de persoane importante în societatea românească, prin funcție, prin grad, și-au pierdut titlul de doctor, ai reușit ca prin investigațiile tale să determini Ministerul Educației să retragă acreditarea școlii doctorale a Academiei de Poliție. Cum a reacționat sistemul? În momentul în care am citit cu toții că ai primit amenințări cu moartea, am rămas șocați. Da, și eu am fost șocată pentru că mai sunt jurnaliști care sunt amenințați. Sunt amenințați de cei care, știu eu, taie lemnele în păduri sau de interlopi. Chiar astea sunt cazuri recente care s-au întâmplat în ultimii ani. Dar niciun ziarist din România nu a fost amenințat cu moartea de un oficial al statului român și nu de orice fel de oficial, ci de o persoană care avea o dublă calitate, era chestor în poliție, adică mai sus de chestor n-ai unde să ajungi în poliția română ca funcție, și care era și rectorul Academiei de Poliție, împreună, bineînțeles, cu un comisar șef și prorector al Academiei de Poliție. Aici este particularitatea poveștii mele, ca să spun așa, faptul că pe mine oficialii statului român m-au amenințat. Acest tip de fraudă intelectuală nu se pedepsește în niciun fel altfel decât prin retragerea titlului academic? Mă bucur foarte tare că mi-ai pus această întrebare. Există, de fapt, două posibilități de a, să spunem, sancționa pe cineva.
Există posibilitatea academică, nu? Îi retragi titlul de doctor și mai este o rută de sancționare care în România n-a fost niciodată activată sau n-a fost folosită niciodată. Ruta penală. Furtul de proprietate intelectuală se pedepsește penal, însă pentru a fi cineva pedepsit, trebuie autorul care a fost... Să există o plângere. Sigur că da. Și trebuie făcută de autorul care a fost plagiat sau, de ce nu, chiar de instituția care a acordat titlul de doctor obținut prin fraudă. Nimeni n-a făcut lucrul Autorii acesta. Autorii care sunt plagiați știau că sunt plagiați? Erau de obicei îndrumătorii de doctorat? Au fost și situații în care au fost chiar îndrumătorii de doctorat plagiați. Da, Gabriel Oprea și-a plagiat îndrumătorul de doctorat și mulți alții. Însă oamenii aceștia n-au reacționat niciodată, nu au făcut absolut nimic, ba chiar sunt situații în care autorii au venit și au spus, dar eu nu mă simt plagiat. Avem o problemă cu faptul că noi nu reacționăm, lucrurile acestea nu se întâmplă în străinătate. Știu că lupta ta cu poliția încă nu s-a încheiat, ai câștigat recent un proces prin care justiția ți-a dat dreptate, ei sunt obligați să-ți comunice informațiile considerate publice. De ce alegi să te reprezinți singură în instanță? Este totuși o cu totul altă meserie. Ai început să înveți și dreptul pentru a te reprezenta singură? Da, eu cred că sunt un jurnalist atipic, pentru că, și spuneam, spiritul de dreptate probabil mă mână să fac lucruri pe care oamenii în mod normal nu le fac, adică jurnaliștii în mod normal nu le fac. Am ajuns să dau în judecată instituții ale statului, cred că am peste 50 de procese pe care le-am deschis împotriva unor instituții care nu mi-au furnizat informații în baza legii liberului acces la informațiile de interes public, informații pe care ar trebui aceste instituții să le comunice, pentru că ele au caracter de informație publică. Și da, m-am reprezentat singură pentru că nici un avocat n-ar accepta să lucreze pro bono, să lucreze în atât de multe procese. Instituțiile cred că noi vom folosi acele informații împotriva lor. Instituțiile nu înțeleg că noi nu cerem informațiile pentru noi, ci noi cerem informațiile pentru publicul nostru. Folosim acele informații în articole pe care le publicăm, din care oamenii se informează. Dacă ei ne percep, în fine, instituțiile, șefii instituțiilor, ne percep pe noi ca pe niște inamici, înseamnă că inamicii, de fapt, sunt oamenii, sunt cetățenii, sunt... E adevărat că după 2 ani de zile, cam atât durează în medie un proces, acea informație poate nu are nicio valoare. Pentru mine, demersul în sine este important, pentru că instituția poate, la un moment dat, va înțelege că a greșit și într-un alt caz, fie că e vorba de mine, fie că e vorba de alt jurnalist, nu va mai face așa. Chiar crezi asta? Da. Mai ales că nici precedentul judiciar nu funcționează în România. Faptul că tu ai câștigat un proces nu va însemna că următorul jurnalist care se va afla în aceeași situație... Am câștigat 30-40, cred că, și mai sunt vreo alte 10-20. Iată. Da. Sunt instituții care și-au schimbat, sunt mult mai atente când primesc solicitări, își dau seama de riscul de a ajunge în instanță și au început să dea informații. Chiar îmi povestea un purtător de cuvânt că la un seminar s-a discutat despre speța șercan, la un seminar cu purtătorii de cuvânt și cei de la birourile de relații publice. Speța șercan însemnând cum dă șercan în judecată instituțiile și câștigă, pentru că, uite, vine instanța și spune nu, informațiile respective sunt de interes public. E o cultură a secretului, e o cultură a ermetizării informației. Nu e în regulă lucrul ăsta. Regula trebuie să fie furnizarea de informații. Emilian, suntem toți obișnuiți, jurnaliștii, cu injurile pe rețelele sociale. Ce ți s-a întâmplat acum? Injurile s-au schimbat din cauza pandemiei. Dar în multe se simte tensiunea socială. Eu am remarcat și nu numai cele care mi se adresează, dar și colegilor mei, a remarcat cumva că a intervenit o dimensiune nouă, cea de spaimă. Societatea s-a polarizat foarte mult și s-a polarizat pe mai multe teme. Hai să ne amintim polarizarea în jurul măștii, nu? În care mai avea două partide, nu? Pro-mască, anti-mască. Polarizarea în jurul vaccinării. Polarizarea în jurul deschiderii școlilor. Ei, dintr-o dată aceste... plăci tectonice de polarizări
au fracturat foarte mult societatea și cred că aici, din această fractură, a apărut și acest mesaj extrem de violent, orientat către autorități, autorități sanitare, către jurnaliști, către oameni politici, către guvern. Dintr-o dată oamenii, pentru că nu înțelegeau și nu înțeleg ce se întâmplă, au nevoie de paratrăznete sociale, să le zic eu așa. Din păcate și noi, jurnaliștii, suntem un fel de paratrăznet în aceste vremuri tulburi. Și personal vreau să spun că nu e o situație atât de comodă. Mă gândesc la medici, de exemplu. Noi, jurnaliștii, asta e, ne facem treaba. Dar medicii, dintr-o dată, sunt într-un război, nu numai războiul de la servici, zi de zi, muncă, gărzi și lupta cu pandemia. Ei sunt și într-un război comunicațional, i-aș spune, cu oamenii care îi acuză de tot felul de lucruri, de tot felul, toate teoriile conspiraționiste, că le dau oxigen să-i omoare, că vor să reducă numărul populației de pe planetă, că, în fine, tratează vaccinații diferit de nevaccinații în spitale. Jurnaliștii care se plasează ca tine prin investigații, prin articole rezonabile privind starea în care ne aflăm, vor fi percepuți ca vârful de lance al propagandei pro-vaccinare. De ce există această percepție? E întemeiată? Cred, dacă mă pun din perspectiva unui cititor, eu cred că e întemeiată. Eu nu pot să nu reprezint, hai să zic, tabăra, oricât de independent. Eu încerc să fiu cât mai independent, dar nu pot să reprezint tabăra, să nu reprezint tabăra pro-vaccinare, pentru că sunt o persoană care sunt educată să mă uit pe cifre. Foarte mult, mă uit foarte mult pe cifre și înainte să scriu un articol, să-l documentez. Da, se tot spune că jurnalistul trebuie să fie obiectiv, să nu se situeze de nicio parte, să asculte toate părțile. Dacă nu aș... Dacă poți nu fi obiectiv dacă în această nu aș, situație? Dacă nu aș susține obiectivitatea cifrelor, înseamnă că aș condamna oameni la moarte. Adică dacă aș susține în mod subiectiv ceva ce nu văd în cifre. Adică, deci, pe orice tip de statistică m-aș uita, există diferențe enorme între ceea ce se întâmplă într-o comunitate vaccinată și într-o comunitate nevaccinată. În această pandemie. În condițiile în care sunt jurnaliști care se situează în cealaltă tabără, cum privește această presă? E foarte sunt două greu. Realități diferite? Cum îți explici faptul că există și o presă care contestă pandemia, contestă efectele vaccinului? De multe ori e mult mai ușor să intri într-o tabără ideologică, să susții ceva ce îți convine și ți se pare că, mai ales că s-ar putea să fii mult mai popular în zilele astea. Am făcut acest preludiu destul de lung, acest excurs prin știința ta despre vaccinul, pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă că ești un jurnalist rezonabil, care tratează acest subiect cu responsabilitate. În aceste condiții, de ce ar fi primit un jurnalist ca tine amenințări cu moartea după un articol scris în Spot Media? Acel articol era un articol de opinie, trebuie să fac această precizare. Se baza pe tot ce scrisesem, înțelesesem până atunci și care susținea importanța votării legii de introducerea certificatului verde obligatoriu pentru angajații din domeniul public și din domeniul privat. Mi-am dat seama că fără această obligativitate, rata de vaccinare va rămâne scăzută. Pentru acest mesaj de amenințare, cred că are legătură cu persoane care au fost supărate de susținerea acestei obligativități. Până la un anumit punct, sunt de acord să existe și astfel de opinii. E greșit într-o societate democratică să obligi oamenii să facă ceva. Și aș fi primul care aș lupta împotriva introducerii oricărei obligativități. Ce ai simțit când ai primit mesajul? Mesajul a venit pe adresa redacției, mi l-au trimis colegii. Am mai primit mesaje de genul ăsta și, în fine, în vremea când nu exista Facebook și toate mesajele astea le primeai direct în redacție pe adresa de mail sau comentarii la articole, erau multe, destul de dure. Ceea ce m-a determinat să fac public acest mesaj a fost faptul că mă întâlnisem cu un mesaj care instiga, de fapt, la violență. Una e să fii înjurat, să spunem, sau să fii criticat, sau să
în fine, să se facă mișto de ce ai scris, să, să fii satirizat sau lucruri de genul ăsta. Și una e să fii amenințat și în același timp să, să, să se instige la, la măsuri împotriva persoanei tale, măsuri fizice, adică haide să-i aflăm adresa, hai să trebuie omorât și lucruri de genul ăsta. Deci, mesajul a apărut și pe rețele sociale? Eu l-am postat pe rețele sociale, l-am postat pe contul meu de Facebook. De ce nu te-ai dus la poliție? Trebuie să mărturisesc că am vorbit cu un avocat și ne-am gândit ce să facem și concluzia noastră a fost să așteptăm să vedem dacă mai există, există urmări, adică mai există alte mesaje, alte, adică dacă lucrurile evoluează sau este doar un caz singular. Politizarea științei în Parlamentul României, transformarea microbiștilor italieni în antivacciniști, repul satanist care ucide și arestarea directorului Pfizer sunt câteva din subiectele revistei presei Fake, realizate de Horia Grușcă. Este greșit din punct de vedere conceptual, științific. Pentru că atât persoanele care sunt vaccinate, cât și persoanele care nu sunt vaccinate, se pot infecta la fel de ușor cu SARS-CoV-2. Afirmația senatorului străinu Cercel, făcută în ziua respingerii în Senat a legii privind obligativitatea certificatului verde la locul de muncă, este falsă. Factual.ro a constatat că vorbele medicului infecționist contrazic tocmai știința pe care altfel a invocat-o. Un studiu din august al Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite arată că persoanele nevaccinate au șanse de aproape 5 ori mai mari de a fi infectate cu COVID-19 decât cele vaccinate. Aceeași autoritate medicală anunța în septembrie că în cazul variantei Delta, nevaccinații prezintă un risc de deces de 11 ori mai mare decât persoanele vaccinate. La concluzia asemănătoare au ajuns și studii și mai recente din Marea Britanie și Israel. Până în octombrie, în România, doar 1,3% din totalul persoanelor vaccinate se infectaseră cu COVID-19. Printre antivacciniștii care au jubilat la respingerea certificatului verde în Senat s-a aflat și deținătorul paginii de Facebook Andrei Bordaș Mohorea, urmărită de 1,2 milioane de utilizatori. Jurnaliștii de la misreport.ro au descoperit că pagina, creată acum 4 ani sub numele inițial de Hispanos del Mundo, este administrată de 5 conturi de pe teritoriul României. Numele lui Andrei Bordaș Mohorea se regăsește pe lista promotorilor investiției în criptomonede, despre care o investigație BBC din 2019 arăta că a fost o uriașă schemă piramidală frauduloasă. Recent, un videoclip distribuit pe aceeași pagină cu pretenția că arată mii de italieni refuzând să prezinte certificatul de vaccinare într-un supermarket a adunat în 6 zile 8.000 de aprecieri, 4.500 de distribuiri și 247.000 de vizualizări. În realitate, clipul, filmat în 2011, înfățișa sosirea în gara din Roma a suporterilor echipei de fotbal Napoli. Tragedia celor 9 tineri morți în busculada creată la un concert din Houston, Texas, le-a prilejuit conspiraționiștilor americani să reia teoria controlului vieții cetățenilor prin intermediul vaccinului anticovid. Agenția Reuters a descoperit pe rețelele de socializare mai multe postări însoțite de un videoclip care pretind că decesele au fost cauzate de oxidul de grafen din vaccin, activat de frecvența muzicii rap, descrisă ca satanistă. Dincolo de precizările oficiale că vaccinurile nu conțin grafen, lichidul negru din imagini care își modifică forma la vibrațiile muzicii nu este oxid de grafen, ci o substanță numită ferofluid. Aparatul care generează mișcarea este un audiovizualizator fluid, adică, potrivit explicațiilor creatorului său, artistul Dark Jung, un electromagnet care imprimă mișcare ferofluidului folosindu-se de proprietățile magnetice ale acestuia. Descoperit de NASA în anii 60, ferofluidul este astăzi utilizat în diverse domenii, de la computere și incinte acustice la investigațiile RMN, ca substanță de contrast. Apărută parcă de nicăieri, știrea falsă a arestării directorului executiv al companiei farmaceutice Pfizer a devenit imediat virală pe rețelele de socializare.
mai ales că motivul presupusei arestări a lui Albert Bourla avea legătură cu vaccinul anticovid produs de compania pe care o conduce. Associated Press a identificat sursa ca fiind Conservative Beaver, un site canadian promotor al celor mai năstrușnice teorii ale conspirației. De această dată, fără să aducă vreo dovadă sau să indice o altă sursă decât un agent FBI anonim, pseudo-informația enumera ca fapte imputate șefului Pfizer înșelarea clienților, falsificarea de date și mituirea unor oficiali. FBI le-a confirmat oficial jurnaliștilor că Bourla nu apare în evidență ca arestat și că nu deține informații despre presupusele infracțiuni. Ironie, în chiar ziua în care vestea arestării sale făcea înconjurul lumii, Albert Bourla vorbea la CNN și CNBC despre medicamentul anticovid cu administrare orală pregătit de Pfizer. Contestarea schimbărilor climatice devine tot mai agresivă pe Facebook. The Guardian a publicat rezultatele unui studiu al organizației britanice Center for Countering Digital Hate, care a identificat 10 publicații electronice responsabile de aproape 70% din conținutul digital negaționist al modificărilor de climă. Clasamentul include site-uri conservatoare sau de extremă dreapta din Statele Unite, unele finanțate de compania petrolieră Exxon, ca și vârfurile de lance ale propagandei pro-Kremlin, Russia Today și Sputnik. Facebook a respins rezultatele studiului, contestând metodologia cu care au fost analizate aproape 7.000 de articole negaționiste. O fotografie cu 10 de avioane de mici dimensiuni parcate într-un aeroport a fost larg distribuită online, ca reprezentând o parte dintre cele 400 de avioane private cu care liderii mondiali s-au deplasat la summitul de la Glasgow privind schimbările climatice. Comentariile deplâng demagogia politicienilor care, în timp ce impun lumii reducerea emisiilor de carbon, nu ezită, din comoditate, să contribuie personal la încălzirea globală. Chiar dacă reproșul de ipocrizie nu e lipsit de noimă în cazul unor participanți la conferință, fotografia invocată nu este o dovadă. Și asta pentru că, așa cum au probat jurnaliștii de la Reuters, imaginea înfățișează avioanele private cu care microbiștii, cu dare de mână, s-au dus să urmărească finala campionatului național de fotbal american, Super Bowl, desfășurată la New Orleans în februarie 2013. Europa se va scufunda în întuneric. Va urma o pană de curent de câteva săptămâni, deci trebuie să ne facem provizii. Cum se pregătește tetelul? Salutare și pană de curent fericită! Era să vă urez după ce am văzut cum s-a răspândit vestea că urmează o criză de curent electric în Europa. Asta după ce o știre șugubeață anunța că Austria se antrenează deja pentru marea pană de curent ce va urma. Și atunci mi-au venit în cap toate gândurile, negre desigur, ca și noaptea ce decurge din lipsa de curent electric, gânduri pe care vreau să vi le împărtășesc și vouă, dragii mei. Așadar, 1. Deci am stat eu și m-am gândit de unde ar fi venit pana asta mare de curent și mi-am dat seama. Tot Bill Gates vrea să taie și lumina, mă! Știți de ce? Vor să intre noaptea peste noi cu infraroșii și să ne vaccineze, împotriva voinței noastre, da! Dacă ești vaccinat, oricum vezi în infraroșii noaptea, deci e clar că tot Bill Gates are coada băgată și în asta. 2. Sunt interese mari la mijloc. După ce s-au îmbogățit cei cu vaccinurile de la Pfizer, acum vor să-i îmbogățească și pe aia cu bateriile de la Duracell. Îl și văd pe iepurașul electric din reclama respectivă, alergând ca nebunul, neobosit, după doamna șoșoacă, pe care încearcă să o vaccineze împotriva voinței ei, desigur. 3. Sunt și părți bune. Se reiau cinele romantice urmate de sex cu lumina stinsă din tinerețe.
Păi ce pană de curent electric ar putea speria un popor care a trăit marea dezelectrificare de pe vremea lui Ceaușescu, când copiii își făceau temele la lumânare, iar părinții procreau cu perna pe gură de creței de ieri, în fapt viitorii useriști de mâine. 4. Fiți serioși! Pe noi nu are deci cum să ne afecteze. Sunt chiar acum sate în Apuseni în care nici nu o să se simtă pana de curent, pentru că nu sunt electrificate. Mai interesant este că multe nu o să simtă nici criza alimentară. Deci, din nou, avantaj România versus restul lumii. 5. A venit criza sanitară, s-au îmbogățit ăia cu Big Pharma. Vine criza de curent electric, se îmbogățesc ăia cu lumânări. Parcă și văd anunțuri pe internet. Vând lumânări Germania, un pic folosite de o băbuță, duminica la cimitir. Informații suplimentare în față la cimitirul Belu Antivaccinist, care va fi o nouă secție specială pe lângă Belu Ortodox și Belu Catolic. În plus, tot la acest capitol vor apărea și comercianții de lumânări parfumate pentru cuplurile cu probleme în pat. Mai ales de când cu vaccinul care, spun antivacciniștii, generează imposibilitatea de a procrea pe 3 generații. Anunțul ar suna cam așa. Vând lumânări parfumate pentru cupluri vaccinate cu probleme erectile. Telefon 07 etc. etc. Rog sterilitate. 6. Soluția e să frecăm menta în continuare. Frecând menta, se produce energie statică pe suprafața mentei de la frecare. Dacă pui un bec pe menta încărcată cu energie statică de la frecare, el se va aprinde. Cam așa, probabil, se pregătește să combată marea pană de curent și primarul nevaccinat, Nicușor Dan, care și-a pregătit deja concetățenii pentru acest mare eveniment. Sunt atâtea și atâtea cartiere unde s-a luat lumina și căldura, încât aici ar fi trebuit să se producă acele experimente false, nu la poalele Alpilor. Aici nu e curent electric în mijlocul civilizației, frații mei! Ne lăsați cu Austria, Verstehtsdu! În final, vă spun așa. Dragi români, nu mai credeți în toate balivernele care circulă pe internet. În fond, la câte catastrofe am trăit noi pe bune, pe pielea noastră, de la Dej și Ceaușescu încoace, ne mai speriem noi de o pană de curent? Hai să fim serioși! Ce pana mea? Pana mea de curent electric! V-am pupat în inimă pe data viitoare! Atât pentru astăzi, până miercurea viitoare, cu bine!